Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că trebuie să vorbim despre protestul din educație. Au mai rămas câteva zile până când s-ar putea declanșa o grevă generală în educație. Mă rog, sindicatele au anunțat că asta e, nu se mai poate face nimic. După greva de avertisment de ieri și negocieri pe care ei au spus că, mă rog, negocieri eșuate, așa le-au calificat. Au zis că gata, luni începe greva generală. Ar fi prima din ultimii 18 ani. Asta este, dacă de luni începe greva generală, nu e clar ce o să întâmple cu copiii. Sindicaliștii cer părinților să țină copiii acasă, pentru că legea nu obligă cadrele didactice să supravegheze copiii în timpul grevei generale. Și sindicaliștii spun, nici nu o să o facem. Acum nu știu dacă așa o să fie și la școală, dacă profesorii o să ignore total copiii care o să vină totuși la școală, dar e o situație mai complicată. Ministrul Educației Ligia Deca a îndemnat la calm, spunând că se negociază, că mai e timp să se ajungă la o înțelegere, mă rog. Profesorii au revendicări salariale. Astea sunt principalele, mă rog, astea sunt în primul rând. Iată ce declară Simion Hăncescu. Nu se poate ca dascălii să fie în continuare umiliți. Nu se poate ca în anul 2023 un profesor debutant să câștige 2500 de lei. Simion Hăncescu este liderul FSLI. El a făcut apoi un apel către societate, citez din nou, trebuie să fie părinții alături de noi. Să înțeleagă că dacă ai lor copii vor să aibă un învățământ de calitate, profesorii trebuie plătiți corespunzător. Corect. Da, este corect, desigur, toată lumea vrea mai mulți bani și nu te poți opune, adică, cum să spui, nu, să nu le dea mai mulți bani. Angajații, acum, mai e și această situație care a fost observată de mai multe publicații. Newsweek România, de exemplu, a făcut niște calcule și a descoperit că angajații din minister, din Ministerul Educației, sunt plătiți totuși, ridică sporuri, numai sporurile sunt cât salariul unui profesor debutant. Adică toți salariații din minister primesc spor pentru condiții vătămătoare de muncă în valoare de 15% din salariu. Pentru că au, știți, monitoare de-alea curbate care iradiază la cap. Mă rog. Profesorii nu primesc acest spor pentru condiții grele de muncă, deși, iertați-mă, când predai ore întregi în fața câte 30 de copii, zi de zi, luni la rând, nu e chiar așa simplu. Un profesor care primește un salariu de 3600 de lei net e un singur spor de supra-solicitare de 280 de lei, în timp ce un secretar din minister primește spor de condiții vătămătoare de peste 2000 de lei pe lună. Un director general, spor de 1500 de lei la un salariu de 13-18 mii de lei. Un consilier care muncește tot de la birou, spor de condiții de 1100 de lei. Deci, e greu să te opui solicitării sindicatelor să crească salariile. Dar aș vrea să observ, ca să fiu avocatul diavolului aici, că sindicatele nu fac deloc vorbire despre nevoia la fel de presantă de reformă în domeniu. Criterii de performanță pentru cadrele didactice, o revizuire a orelor stufoase, a orarelor care par concepute pe alocuri doar ca să mai dea niște locuri de muncă unor profesori. Sigur, poate nici nu e treaba sindicatelor să inițieze reforma, să fim cinstiți. Acum, revenind la chestiunea asta presantă a grevei generale a profesorilor și a recomandării sindicaliștilor ca părinții să-și țină copiii acasă, dacă se întâmplă totuși. 0372069599. Vă invit să vorbim un pic. Am două întrebări. Ce faceți? Ce faceți cu copiii de săptămâna viitoare? Cum vă afectează schimbarea asta? Poate că unii nu mai aveți concediu, nu știu, habar n-am. Ce faceți? Cum vă descurcați dacă o să fie grevă generală? Și cum priviți greva asta generală acum când mai e foarte puțin și încep examenele de evaluare națională, examenele de final de liceu? E un moment foarte prost. Ce părere aveți? Le dați dreptate sau nu cadrelor didactice? Și nu credeți că cadrele didactice ar trebui să fie printre cei care n-au voie să oprească total lucrul, precum medicii, polițiștii, care trebuie să asigure o treime din activitate? 0372-069-599, telefoane, vă așteptăm. Am primit deja mesaje, uite, cineva zice că e de acord cu dascălii, dar consideră că ar trebui să facă grevă în afara programului. Iar altcineva zice, n-am nimic cu mai mulți bani la salariu, dar să învețe pe copii să nu trebuiască să-i mai medităm. Ha, bun. Te întrebăm direct în câteva minute. De ce faceți cu copiii săptămâna viitoare? Da. Asta era întrebarea, dacă vor intra profesori în grevă. Două teme, pentru părinți, cum vă descurcați, cum vă încurcă greva asta generală și doi,
mai larg, așa, ce părere aveți de revendicările profesorilor și cum credeți că ar trebui să fie gestionate? Hai să începem cu mesajele tale, Luca. Da, sunt destul de multe mesaje împotriva acestei greve, mai ales din perspectiva a copiilor. Cineva spune, momentul ales pentru grevă e unul critic, deoarece urmează examenele de admitere la liceu. E stilul folosit de liderii de sindicat în general, unul șantajist. Se poate intra în grevă oricând după examenele de admitere. E o decizie care aduce prejudicii copiilor ce dau aceste examene. De ce să facem asta? Iar altcineva spune, de ce nu vorbiți și despre rezultatele muncilor? 42% analfabet funcțional plus 47% de abia funcționali. Uh-huh. În ce firmă privată poți merge să ceri mărire de salariu cu așa rezultate? Se întreabă un ascultător. Bună observație. Încă un mesaj și intrăm în direct. Ok. Neața, băieți, eu sunt de părere că pentru o țară care să meargă normal, o societate care să meargă normal, sunt trei ramuri ale bugetarilor care trebuie să plătite regește. Una ar fi poliția și tot ce înseamnă internele, medicii care deja au salarii decente și profesorii, învățământul. Pentru că fără învățământ ne mănâncă câinii din traistă, nu? Nu poți la un tânăr care vine de pe băncile facultății să-i dai 2500 de lei salariu. Îți bagi joc de el, păi are studii superioare. Din punctul meu de vedere, le-aș da 2000 de euro salariu pentru început. Ăsta e Călin. Da, mulțumesc, Călin. Și uite, Cosmin zice, de ce nu ies în stradă pentru o reformă a programei și a propriului sistem? Pentru că nu interesează, de fapt, le place acest sistem, pentru că nimănui nu-i pasă de copii. Alin, bună dimineața. Salut, Alin. Care e opinia ta? Bună dimineața, băi. Neața. Salut. Ca să răspund la prima întrebare, noi suntem o familie norocoasă. Avem doi copii, clasa 2, clasa 9. Poate să stea singuri acasă, nu e nicio problemă. Fericirea lor. Da. Pentru a doua parte, aș dori să punctez două aspecte. În primul rând, legea învățământului consider că ar trebui să prevadă ca înainte cu o lună, două, nu știu, un anumit termen de timp, să nu poată să facă profesorii grevă generală ca să nu poată să afecteze examenele de bacalaureat la clasa 8 și așa mai departe. Este inadmisibil. Deci crezi că momentul ales este, adică nu-i corect față de părinți și față de copii? Da. Le-aș da o idee, poate ascultă niște profesori, poate ascultă niște sindicaliști mai suspuși. Păi, fraților, haideți să terminăm anul ăsta școlar, să ducem la capăt examene și așa mai departe, să nu ne batem joc de părinți, de copii, de școală și aveți timp până la toamnă să spuneți în felul următor. Nu începem anul școlar până nu ni se rezolvă următoarele puncte. Da. Și ei probabil că au vrut să-și aleagă momentul în care au impactul cel mai mare. Când pot pune presiune. Șansa, da, pot pune presiune și au șansa cea mai mare să obțină ceva pentru ei, nu? Așa este. Eu cred că este de mult plănuit. Nu este spontan nimic. Au ales, au așteptat frumos. Haideți să vedem cum putem să punem presiunea cea mai mare. Mulțumesc foarte mult. Încercăm să luăm mai multe telefoane. Mulțumesc mult. Nu e o grevă spontană. E un conflict de muncă declanșat de mai mult timp care urmează niște pași. Salut, Bogdan. Salut. Bună dimineața. Bogdan în București. Eu sunt de acord cu greva profesorilor, care din punctul meu de vedere și al multora ar fi trebuit făcută cel puțin acum 10 ani. Uh-huh. Pentru că toată treaba asta cu subfinanțarea învățământului a dus la ceea ce se întâmplă acum și la starea de la acele teste negative ale copiilor. Iar faptul că profesorii au și învățătorii au salarii atât de mici nu a condus decât la atragerea unor oameni sub mediocri la catedre. Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Continuăm cu Simona. Bună dimineața, Simona. Bună, Simona. Bună dimineața. Bună. După mesajul meu, mă oferim ca toți colegii din învățământ. Haideți să vă spun ceva. Sunt și eu pentru mărirea salariilor, dar pusă problema altfel. Să vă citesc un fluturaș. Salariu, deci, învățător, debutant, până la un an de zile. Salariu de bază, 4.421, deci vă citesc un fluturaș. Brut. La fin, da, nu, 4.000, salariu de bază. După ce se adaugă totul, ce avem, dirigenție, salariu de zonă, supra-solicitare și tot, ajungem la 6.058. Până aici este ok. Problema este cât din acești bani ne este reținut nouă înapoi, adică impozitul, CAS-ul și CSAS-ul, ajunge în mână 3543. Da. Aici este problema.
Uh-huh. Într-adevăr, salariul meu ajunge la 6.000 pe hârtie, iar român ajunge la 3.500. Da, dar impozitarea muncii este foarte ridicată în România, din păcate, în continuare. Deci, este una din puținele căi prin care guvernul, mă rog, statul, reușește să încaseze la buget. Mulțumim, Simona. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Te rog! Da, nu pot să spun că nu au dreptul să facă grevă, dar așa cum au spus și ceilalți, cum ai spus și tu legat de avocatul diavolului, în 30 de ani au fost greve legate de sistemul de predare. Uh-huh. Eu hababură totală, am un copil în clasa 5, am un copil în clasa 2. E un dezastru. Da, ok, facem grevă pentru salarii, toată lumea trebuie să primească mai mult bani. Dar ca și în sistemul de sănătate, grevele s-au făcut doar pentru salarii. Nu s-au făcut niciodată pentru schimbarea sistemului, schimbarea modului de predare la unii și la ceilalți din spitale. Și sindicatele, președinții de sindicat, sunt doar niște persoane care sunt puse politic din punctul meu de vedere. Și greva de acum este cinică, pur și simplu. Mulțumesc mult! Alt telefon. Hai. Bună dimineața, Luiza! Bună, Luiza! Bună. Opinia ta, te rog. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Da. Din punctul meu de vedere, sunt foarte de acord cu creșterea salariilor profesorilor. Eu am un copil cu dizabilități. Uh-huh. Și de ani de zile sunt printre cadrele didactice, dar totodată sunt și de partea părinților. Pentru că sunt multe lipsuri în învățământul nostru. Uh-huh. Și mai exact, nu prea sunt școliți în sensul acesta profesorii. În mare parte la început sunt speriați când aud de un copil cu dizabilități, după care e totul ok, văzând copilul meu că a făcut progrese copilul meu, slavă Domnului, dar nimic mai mult, adică ce mă deranjează pe mine este că la examene ei au copiii aceștia au o curiculă adaptată pe care părintele poate să o adapteze sau nu. Mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție. Cred că situația ta este cu totul specială. Ținem pumnii și suntem alături de tine. Aș vrea să vă spun următorul lucru. În 2011, să vă reamintesc, în 2011 a fost adoptată o lege în România prin care educația urma să primească fonduri de 6% din PIB în fiecare an. Niciodată nu au fost primiți acești bani, niciodată nu s-a acordat acest procentaj, ba chiar mai mult, anul acesta, bugetul este cel mai mic din ultimii 10 ani. S-au alocat ceva de genul 2,2% din PIB pentru educație. Sigur că îmi doresc și eu ca profesorii să fie bine plătiți, respectați, să fie niște super profesioniști. Cred că de educația bună, făcută ca la carte, cum se zice, depinde viitorul acestei națiuni. Mi-aș dori însă foarte mult ca sindicatele să protesteze și să facă acțiuni și pentru creșterea procentajului din PIB alocat educației și pentru reformarea sistemului, pentru modernizarea lui și dezosificarea lui. Pentru că altfel, știți ce se întâmplă? O să primească poate niște bănuți la salariu, dar educația va rămâne la fel de slabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.